Stimate domnule președinte, stimați deputați, după ce am ascultat prezentarea domnului ministru a proiectului bugetului pentru 2019, s-ar părea că ar trebui cu toții să exclamăm ura! Cu regret eu o să exclam altceva. Sus, sus, sus! Și vă argumentez din ce cauză. Pentru început, câteva momente care au avut loc parcursul ultimilor luni, care au influențat structura prezentului proiect al bugetului, care astăzi ni se propune nou spre votare. O să nominalizez doar câteva. Adoptarea sistemului mix de vot contra recomandărilor Comisiei de la Veneția. 2. Adoptarea legii amnistiei fiscale atunci când recuperarea miliardului furat bate pasul pe loc. 3. Acordarea cetățeniei Republicii Moldova contraplată. 4. Invalidarea legilor Parlamentului General, primarului general al municipiului Chișinău. Și în ultimul semnal, demisia guvernatorului Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, exact după ce proiectul legii bugetului este aprobat de guvern și remis Parlamentului spre adoptare. O lege a bugetului cu un deficit prognozat nemai văzut până acum de 5,5 miliarde lei. Studiind proiectul însă, vedem că deficitul este mult mai mare, dintre care 49% se preconizează a fi acoperite din surse externe. Domnilor guvernanți, oare nu-i clar că vi s-a spus de către ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko, că din pricina derapajelor grave de la implementarea acordului de asociere și a faptului că miliardul furat nu-i, și dorințe de a-l recupera tot nu-i. Finanțarea externă este suspendată pe o perioadă nelimitată de timp. Numai până la finele anului 2018, bugetul va fi lipsit de granturi europene în sumă de 1,20 miliarde lei. Acoperirea deficitului bugetar din surse externe este la fel de problematică, deoarece la capitolul cheltuieli ați inclus bani pe care nu aveți de unde să-i luați, într-o economie atât de slabă. Soldul negativ al bilanței comerciale este în creștere serioasă. De la 1.153,20 milioane dolari SUA în ianuarie-iunie 2017 la 1.420 milioane dolari SUA în ianuarie-iunie 2018. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi este de doar 48,1%. Volumul producției industriale este menționat, dar pentru prima jumătate a anului 2018. Dar care este situația după 9 luni? Probabil că nu vă plac cum arată aceste cifre. Producția agricolă, iarăși după 6 luni, probabil, dacă ne prezentați datele pe 6 luni, era mai clar ce a făcut guvernarea pentru ca strugurii să nu fie comercializați la prețuri net inferioare comparativ cu anii precedenți, ca prunele și merele au rămas în plantații deoarece nu puteau fi comercializate. Nu este clar ce se întâmplă cu piața nucilor și a miezului de nucă, care a scăzut în jumătate. În raport ați menționat că ați scăzut rata șomajului. Apoi nu și nu putea fi altfel, dar care sunt motivele? Nu crearea de noi locuri de muncă bine plătite, ci migrația. Este știut faptul că în fiecare zi din Republica Moldova pleacă peste 100 de cetățeni. În proiect se prognozează creșterea reală a produsului intern brut cu 4%, la cursul de schimb leu-dolar 17,2, maximum 18,5, ceea ce constituie 9% diferență. Deci dacă dolarul va atinge cursul de schimb de 18,5 lei, inflația va fi de 9%, dublu față de creșterea produsului intern brut de 4%. La producția agricolă prognozată o creștere de 4,5%. Dar ce facem cu procentele producției agricole din anul curent care au rămas să se piardă în plantații și în câmp? Miere, piere, struguri, sfeclă de zahăr, prețuri la cereale înjumătățite. Datoria de stat internă și externă va constitui la finele anului 2018 54.365.000 lei, aproximativ 18.000 de lei pe cap de locuitor, iar la sfârșitul anului 2019 va fi și mai mare și va constitui 63 de miliarde, iar în creștere cu 15,95%. În 2021, datoria va ajunge să constituie 31% din produsul intern brut.
Aceasta este viitorul luminos la care tindeți, domnilor guvernanți. Așa creșteți Moldova, împovărându-ți atenii cu datorii până la infinit. Dumneavoastră prognozați venit bugetul de stat. Domnul Bijan, o minută, vă rog. Bilanțul de stat, bugetul de stat special din contul impozitelor și a taxelor, întrerilor de granturi, 976 milioane lei. Cu ritmul migrației menționat mai sus, într-un timp scurt, rămâneți fără plătitori de taxe și impozite. Și aceasta deja a început să se materializeze. Cu mare regret, vor suporta consecințele cetățenii, simpli nu guvernanții. Este bine cunoscut faptul că statul care nu construiește școli va fi nevoit să construiască pușcării. Alocațiile pentru învățământ sunt în continuă scădere. În 2017, 25%, în 2018, 24%, în 2019, proiect, 22% din produsul intern brut. Unde vom ajunge cu așa tendință? Ocrutirea sănătății, în 2017, 9,8%, 2018, 9,5%, 2019, 8,4% din PIB. După cum vedeți, și la ocrutirea sănătății aceeași tendință. Ori poate în Republica... Domnul Bijan, scuzați, 10 secunde, vă rog frumos. La cifrele desenate în acest buget, cei care le-au desenat astăzi le pot aduce argumente cât doriți. În cel mai bun caz, multe alocații bugetare vor rămâne doar pe hârtie, mai grav va fi dacă în goana după dividende, politicii va fi pus în funcție aparatul de tapat bani, care va duce la o inflație necontrolată și, în consecință, devalorizarea bruscă a valutei naționale și o sărăcie totală a cetățenilor. Atunci furtul miliardului o să ne pară oricele. Bănuiesc anume...